În urma finalizării lucrărilor de construire și amenajare a noilor corpuri de clădire C1 și C2, instituția prefectului județul Suceava anunță că activitatea de lucru cu publicul se va muta temporar în aceste spații. Noile spații au fost special amenajate pentru a oferi condiții optime de desfășurare a activităților administrative, menținând același program de funcționare ca și până acum. Simultan cu deschiderea noilor corpuri de clădire, vor începe lucrările de reabilitare a corpului principal. Proiectul de renovare vizează consolidarea seismică și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii principale. Realizarea acestui proiect va aduce multiple beneficii comunității locale, asigurând o structură mai sigură și eficientă energetic. Modernizarea clădirii principale va include consolidarea seismică, menită să sporească siguranța utilizatorilor, precum și măsuri de renovare energetică moderată, care vor reduce consumul de energie și implicit costurile de întreținere. Proiectul PNRR, renovare integrată, consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii în care își desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava, a început în ianuarie 2024 și este implementat de instituția prefectului județul Suceava în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.